În duminica tuturor sfinților, la orele serii, preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, a oficiat taina Sfântului Maslu la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Preasfinția sa a fost întâmpinată de către soborul slujitorilor în fața așezării monahale. De aici, clericii s-au îndreptat către paraclisul izvorul tămăduirii. Părintele episcop Antonie s-a închinat cu acest prilej la copia icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului, aflată în baldachinul din incinta vechii cetăți, ce străjuiește biserica în nașterea Maicii Domnului. A urmat oficierea tainei Sfântului Maslu de către preasfinția sa împreună cu preoții de pe ambele maluri ale Prutului. Cine cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Îngerul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Doamne, care cu mine aș pozorile tale te mărim, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești în ea? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău. Pentru rugăciune cinstitului Măritului Proroc, înainte mergător, Botezător Ioan, ale Sfinților Măriților și tot deodată apostoli, ale Sfinților Măriților și Bunul Iubitor Mucenici, ale Sfinților și Dumnezeu, Cuvântător Părinților noștri, de câte ca niște oameni purtători de trugățuitori în lume, au alunicat de a greșit cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei sau sub blestem și a furisenii, dar fiilor la preot au căzut, sau pe sine s-au blestemat. Din sobor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural și comunicații media al Episcopiei Hușilor, părintele Dorian Reven, comisionar în cadrul Episcopiei de Bălți, și părintele Pavel Postolachi, protopop de Pașcani, care a adresat un cuvânt de învățătură. Este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Atâta timp cât ați reumplut această curte a mănăstirii, această grădină a mănăstirii, încă Duhul Sfânt lucrează în lumea aceasta de atunci de când Dumnezeu, la rugămintea Fiului Său, l-a trimis în lumea aceasta, în Duminica cea mare a Rusaliilor, când s-a început restaurarea lumii acesteia, restaurarea omului. Cu adevărat, eu am spus, acea văduvă va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Căci era plină de Duhul Sfânt, a spus părinte, eu n-am atâția bani să dau pentru o icoană. Aici costă mult, depinde icoana dacă are, e mai mare, biserica mai mare, da. Dar vă spun, eu dau atâta cât am eu. Nu din sărăcia mea, eu dau din bogăția mea a sufletului meu.
și a spus măcar pentru un deget la Maica Domnului. Auziți ce înțelepciune de la o bătrână văduvă, măcar pentru un deget de la Maica Domnului. Oamenii au fost tropiți cu aghiazmă de către episcopul de Bălți, iar preoții i-au miruit pe cei prezenți cu undelemnul sfințit în cadrul tainei săvârșite. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că preasfințitul părinte Antonie a slujit la mănăstirea Hadâmbu cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe această cale mulțumesc înalt preasfințitului părinte mitropolit Teofan, bine a bravoșorit și ne-a binecuvântat. Și în momentul în care sunt pe cine echipul care l-a rugat să-mi dea acest răspuns, ca prezenția voastră, să reușiți să fiți prezenți, deci ați avut și slujbe, și agenda este destul de încărcată, dar știu că țineți foarte mult la mănăstirea Hadâmbu, ați confirmat-o deseori, deși aveți o epatie destul de mare, mică, dar să ne ferească Dumnezeu de vreo frumoasă casnică. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că se menține această frumoasă răzăială, deși nu am preasfințitul actual al Sucevii Rădăuțului, Renatul Calenic, a format această răzăială. Acum, din el, Dumnezeu, vom avea în celălalt post, pe 8 august, din nou Sfântul Mastru cu preasfințitul Părinte Episcop Nechifor Potoșenean. În același timp, părintele stareț Nicodim a îndemnat pelerinii să sprijine lucrările de construcție ale clopotniței mănăstirii Hadâmbu. O bună creștină în vârstă spune așa, părinte stareț, fiți îngrădințați că mai la Domnul va uita și vă să aducă titlul la cele trei clopuri. Cele trei clopuri nu s-a atins nimeni de ele, fiindcă sunt foarte grele, 4.500 de tone și 1.800 care vor fi finalizate, deja finalizate, trebuie finisate și la începutul august din mea Dumnezeu de vom aduce la mănăstire. Clopoința maximă în de zile la roșu va fi gata, în august vom începe la acoperișul. În cele care că vă neglijesc prea mult, dar vă promit că, cum spunea bine o soră, credincioasă, vin de 31 de ani la Hadâmbu și îmi doresc, îți bătrână, să vă văd undeva într-o chiriuță să ne așteptați pentru cuvânt de vățătură. La rândul său, preasfințitul părinte Antonie și-a exprimat recunoștința față de starețul mănăstirii Hadâmbu, care sprijină activitatea social-misionară din Episcopia de Bălți. Să mulțumesc în mod special la preasfințitul părinte Teofan pentru binecuvântarea de a fi prezent la această sfântă slujbă, sfântă taină. Mulțumim părintele Nicolae pentru dragostea și deschiderea lui de a ne invita. Domnul Jusesc, așa cum a spus și mi-a spus, în fiecare dată cu multă bucurie, vă mulțumesc și Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să ne vin că darul părintelui Nicolae, de fapt, este și darul de dumneavoastră. De aceea vreau să mulțumesc părintelui, vreau să mă oprește dumneavoastră, mă oprește Domnul până la urmă, pentru că ea rânduiește și ne poartă de grijă tuturor. E adevărat, eu am îndrăgit acest spațiu, acest loc, Hadâmbu. Undeva mă simt parcă s-a fost tot timpul aici și de fiecare dată când părintele mă invită, vă mulțumesc că pornesc la drum cu multă dragoste, pentru că în preajma părintelui Nicodim și a celorlalți viitori, deci în preajma dumneavoastră, eu mă odihnesc. Mă odihnesc și plec acasă, mulțumit, împăcat și am așa o percepție că timpul care am petrecut aici nu este un timp pierdut, dar este un timp sfințit. De aceea trebuie să mulțumesc și părinților de aici, părintelor stați în special și dumneavoastră. Părinte, să știi că ești așteptat, ești la unul din membrii episcopiei noastre și te așteptăm de fiecare dată. Vreau să... Ah!
În postul adormirii Maicii Domnului, taina Sfântului Maslu va fi oficiată pe 8 august de la ora 16 de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.